Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au aplicat sancțiuni în valoare de peste 30.000 de lei la petrecerile care au tulburat ordinea și liniștea publică. Pentru stabilirea ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale conform legii 61 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice, atât organizatorilor cât și interpreților de muzică. Conform competențelor, și jandarmii au aplicat 5 sancțiuni contravenționale la legea 61 cu o valoare de 4.500 de lei. Acestora li s-au adăugat alte 25 de sancțiuni contravenționale în valoare de 30.400 de lei aplicate de polițiștii locali. 13 dintre acestea la legea 61, 10 conform hotărârii de Consiliul Local 32 din 2017 privind ocuparea domeniului public și alte două la hotărârea Consiliului Local 219 din 2008 privind regulamentul de gospodărire comunală a municipiului Călăraș.